aveți treabă cu bărbatul, e divinul acolo, nici nu vă interesează și cu 20% ce să facă săracul. Lăsați-l în pace, este condus de divin ca să corecteze femeia, rolul lui este marginal. Deci femeia își pune întrebări numai de ea, nu de celălalt. N-are treabă cu bărbatul, nu contează. El este mișcat de divin, corector asupra femeii. Dacă nu reușește să scadă prin bărbați, se îndreaptă spre dumneavoastră prin copii. Dacă nu reușește așa, prin părinți. Dacă nu, prin colegii pe care îi aveți în jur. Și tot îl distruge. Deci nu scapă. Deci femeia, ca să fie, să intre în armonie, trebuie să nu aibă niciun comentariu față de partea masculină. Este moarte pentru ea. Comentariul respectiv se transformă în cancer dacă e repetat. Este foarte periculos pentru ea. Trebuie să-l lase în pace pe bărbat, nu are treabă cu bărbatul, are treabă întotdeauna cu ea. Când îi dă dreptate întotdeauna și îi redă autoritatea, atunci intră armonia imediat în familie. Trebuie doar să-l respecte. Ea nu-l respectă. Nu-l respectă, crede că știe, că știe mai multe decât el, nu știe nimic. Deci femeia n-are cum să știe, pentru că ea se uită la detaliu, deci toate deciziile ei sunt incorrecte. Pentru că nu vede la distanță. Numai bărbatul vede la distanță pentru că este dus cu capul, e aerian, nu ia seama la detalii. În momentul în care nu ia seama la detalii, creierul lui realizează o sinteză ca în calculul vectorial, pune vectorii cap în capă, cap și scoate o sinteză și cu sinteza aceea cucerește lumea. Avantajul față de femeie este colosal. El poate să vadă în viitor ce urmează să se întâmple și să ia o decizie care să ajute familia. O femeie niciodată nu va putea, pentru că ea este plină de detalii, se înnămolește în detalii, se pierde acolo și nu va ieși de acolo niciodată, o viață întreagă. De ce? Este bine ceea ce face Dumnezeu, în modul acesta ea devine vulnerabilă față de bărbat și el capătă autoritate și putere. Și el va aprecia, pentru că va vedea că el întotdeauna reușește în tot ceea ce își propune, ea niciodată. Femeia trebuie doar este regina casei. Deci ea trebuie doar să aibă grijă de familie și tot ce ține de familie, de educația ei, de înțelepciunea familiei. Nu trebuie să meargă în a cunoaște lumea exteriorul, nu are treabă cu lumea, că nu poate să o prelucreze. Complexitatea este foarte mare și nu poate fi prelucrată decât de un bărbat care nu se uită la detalii. Deci el ascultă puțin, femeia vorbește 5 ore și îl spune o propoziție și aia e tot. Așa este. Deci nu se compară. Asta este diferența între bărbați. Și trebuie să fiecare să-și cunoască natura, nu este nicio supărare, așa este femeia, așa este bărbatul, și să-și cunoască limitele. Și fiecare să-și le cunoască pe ale celuilalt și să-și le respecte. Atâta trebuie, să-și cunoască limitele. Femeia să nu vină peste bărbat și să ceară socoteală sau să înceapă să-l corecteze, că nu poate să corecteze nimic la el, pentru că el lucrează la comandă divină. Deci femeia nu poate să emită nicio judecată față de bărbat. Că e trădător, că e mincinos, că este divinul care este trădător ca să corecteze ceva la ea. Deci corectează, deci el trădător cu trădarea din ea. Dacă ea n-ar avea acel program de trădare în ea, celălalt nu ar face lucrul ăsta. Deci ea critică degeaba, că oglinda nu poate fi criticată. E doar oglindă. Nu trebuie să se lupte cu oglinda, că nu are niciun fel de șansă. Este și urât. Te duci în fața unei oglinzi și te strâmbi la oglindă. Te cerți cu ea toată ziulica, de dimineață. Este absurd. Ce să-ți faci oglindă? Nu poți să o schimbi. Las-o așa cum este. Schimbă-te tu și se va schimba și oglinda. Zâmbește și îți va zâmbi. Apreciază-o și te va aprecia. Deci, repet, bărbatul n-are voie să asculte femeia în viața lui. Nu trebuie să o întrebe nimic niciodată. El să facă ce îl îndrumă Dumnezeu și ce face este sfânt. Atât trebuie femeia să respecte, să aibă încredere, că în măsura în care îi dă încredere, atunci el va reuși în viață. Dacă îi dă neîncredere, atunci îl dereglează. Deci trebuie doar să-l iubească, dar a-l iubi înseamnă a-l susține, a-l încuraja, ai da încredere și apreciere, mulțumire.